Bună ziua, dragilor, și bun găsit la întâlnirea cu Prof. Online din nou la treabă. Ultima săptămână, nu? Iar o vacanță. Voi nu v-ați plictit să fii când în vacanță? Toată ziua în vacanță. Te rog, Darius, ce toaie e? Transformați în fracții decimale. 321 supra 100. Da, foarte mare. Fracții decimale. Pe cine? 321 supra 100. 321 supra 100. Ce fel de fracție este asta? Ordinară. Ordinară. Cât face 321 supra 100? Egal cu? Este egal cu 3,21. Sigur că da, 3,21. Dar dacă îți dau așa, 64, 44,5, supra 1000. Supra 1000. Cu cine este egal? 44,5, îți mai dau eu, da? Ce fac, fac. Supra 1000. Este egal cu 0,445. Deci 0,445, spui tu. Ștefania, tu te spui. 4.450. Deci împărțit. A, să transformăm în fracție. Fracțiune, nu fracție, păi ăsta e tot ce vreau, tot o fracție. Că numai cu sus, nu numai decimale. Deci tot în decimale. Tot în decimale. Okay. Cât va fi? Păi văd virgula la stânga. Așa am văzut pe aici. Eu mi-am închipuit aici că am avut virgula unde? Aici, acasă. Da? Și când am zis supra 100, am mutat la stânga spre peste două cifre. Că-s două zerouri. Acum, tot la stânga trebuie să vă mut, că în parte. Peste câte cifre trebuie să mă dă? Peste trei. Una, două, trei, un eu și încă în locul de 0,445. Ați înțeles ce se întâmplă? Deci eu văd câte zerouri sunt și la împărțire eu la stânga. Și pun peste 1, 2, 3 și pun locul de 0,0. Așa trebuie să înțeleg. Da? Când se împarte un număr prin un număr decimal din 10, 100, 1000, virgula de la stânga pe este 1, 2, 3, 4, 5 cifre câte sunt acolo necesare. Câte sunt prezente în momentul acela. Ia să mai vedem o dată. Cu cine este egal? 73,5 împărțit la împărțit sau zic supra, tot cum ai zis, supra 1000. Din nou 1000. Cine ar fi egal? 0,073, da? 0,073. Aici e ce se virgula. Da? Virgula aici după 3 a fost și a dus la stânga peste 3 cifre. Altă fracție, dar o dezvoltare acolo. 12 supra 25. Să o transformăm în fracții decimale, da? Adică, ce ar trebui să facem? Deci, împărțim la 25. Se împărțim efectiv, da? Pe 12, îl împărțim la 25. Aia face pe împărțirea și îmi spune să-l face. Am mers de 0 ori, am pus acolo 120, am mers de 4 ori de 25 face 100, rămas 20 și 25 în 20, nu? În 40 cred că rămas sau s-a revenit. Da, 4. 4 ori 25 cât face 100 și rămăsese 2 cu 0, 20. Și 25 în
În 20 merge, păi nu ai făcut bine, să vedem treaba. De 0 de până când ați zis, 12 să răbăți, la 25, și a spus de 0 mare. A spus aici eu, nu? Da. 25 în 120. De 4 ori. De 4 ori, pe 4, 25 fac 100. Rămâne 20 și face 200. Vine de 8 ori, da? De 8 ori, 8 ori, de 8 ori, de 8 ori, de 8 ori. Corect, asta cu bine. Da. Nu, am vrut să vedem, da? Să fiu mai sigur. Bine, altceva, altă? 35/9. Cu cine este egal? 35/9. Ia, învățeți, va fi mai mult de un întregi, supra-unitate sau sub-unitate? Supra. De întregi. Adică 35, dacă a fost 36, mergea de 4 ori. Și a venit cam de 3 ori, 3 ori, 9, 2, 7, da? Și până punem virgula acolo, hai să vedem. Hai, voi spuneți exact ce face. Simplificăm în 25, facem 1 pe 4.
Ce părere aveți dacă împărțim pe 1 la 4, e de 0 la 25? Da. Așa trebuie. Ia împărțiți-o pe 1 la 4 să vedeți dacă vedeți 0 la 25. Dacă e o treabă bună. Adică să vedem dacă se închide cercul, nu? Deci matematica, indiferent cum ne ia de semn, de ce capre, trebuie să ne conducă la aceeași lucru. Da. Este bine, da? 0,25 a dat, este perfect. Înseamnă că am gândit bine. Și acum, alte ieșiți, dăm alt număr decimal. 0,03. 0,03. Egal cu? 3/9. Egal cu 3/9. 3/9. Este 3/3. Da. Și este 1/3. Dacă nu împărțim 1 la 3, în mod sigur ne-a dat 0,3 în perioadă. Hai să dăm 0,2 în perioadă de 5. Egal cu 25 minus 2 supra. 25 minus 2 supra. Cât? Supra 90. Supra 90. Egal cu 23 supra 90. Face 23 supra 90. Și am pățit mai pe 23 supra 90. Vedeți, vă dă 0,2 în perioadă de 5. De 0,2 în perioadă de 5 să le pățim la... Pe 23 să le pățim la 90, da? Merge de 0 ori. Am spus acolo 230 împărțit la 90. Puteți să ai un 0 ca să fie de ori. Așa face 23 împărțit la 9. Că dacă am împărțit și de împărțitul și împărțitorul. Deci, practic, a zis că 230 împărțit la 90 în cazul 1 și a spus 0 înainte, 0,1. Când merge ca 90, 23 merge de 0 de acum, tăiem un 0 ca să meargă treaba bine și merge ca 9 în 23 de câte ori? De 2 ori, nu? 2 ori 9, 11. Rămâne 3, rămâne 5, rămâne 0, 50. Merge de câte ori? De 5 ori, 5 ori 9, 45, iar rămâne 5. Și uite așa, vedem că 50 din nou, și atunci punem pe 5 în perioadă. Deci răspunsul corect este 0,2. Dar dacă v-aș fi dat așa, 3,24 și 5 în perioadă. Cine este egal ăsta ca fracțiune? 3,245 minus. Deci scriem tot, tot ce este în fața grupului periodic. 3, 2, 4, 5 minus partea asta neperiodică din față, 324. Totul supra, câți are de 9? 900. Câți are de perioadă, sigur, 9 și câte are partea neperiodică? 2 de 0. Și facem, să vedem scăderea. 1, 2 din 4, 2, 3 din 12, 9, 2921 supra 900. Ei, dacă împărțiți pe 2921 la 900, 2921 la 900, veți vedea că îi dă 3,24 în perioadă de 5. Deci este corect. Ia încercați să vedeți cât șterge tabla. Dacă am dat dreptate sau dacă așa stau lucrurile.
Da. Deci am dat, am mers așa și am văzut la un lucru să repete cifra 5. Bun. Altă este de greșitul? 0,1 pe 6. 0,1 pe 6. Ștefan Iantu spune cu cine este egal? Este egal cu 16 minus 1 supra 90. Și egal cu? 15 supra 90. 15 supra 90. Iată, fiindcă tu, dacă într-adevăr, și 15 supra 90 să facem ideologiv, adică s-ar simplifica prin cât? 15. Prin 15. Chiar prin 15 merge, da? Ia vedeți. Și minus 1 pe 6. Și dacă 1 împărțit la 6, trebuie să vedea 0,1 pe 6. Încercați împărțirea. Ca să ne convingem că a fost prea făcut. Și vei vă greșeală. Ce părere aveți? Este bine? Da. Da? Nu e nicio greșeală, spuneți, nu? Da. Bun, înseamnă că e totul corect. Mergem la alte greșițiu. Se consideră fracțiile. Fie fracțiile. 110 supra 176. 176. Și 960. 960. Supra 225. 225. Da. Determinați în factori prim, nu, numărătorii și numitorii. Cum se face asta? Determinăm în factori prim. Nu am înțeles. Hai ca să facem un factor prim. Descompuneți, mă, de ce? Da, scuze, nu vreau să vă zic. Da? Descompuneți în... Factor prim. Pe cine? Pe numitorii și numărătorii fracțiilor. Deci descompunem factor prim și numărătorii și numitorii. Așadar, pe 110 de o parte, vă rog, 110 și îl descompunem. 2 ori 5. 2 ori 5 la 10. Și rămâne doar 11. 11 ce fel de număr este? Prim și numărătorii. 11. Așa că 110. 110 este egal cu 2, ori 5, ori 11. Să vedem că 176 acum. Deci 176 îl descompunem și merge prin cât, Ștefania? Merge prin 2. Prin 2 obligatorii, număr par aici. 2 în 17. De 8 ori, de 8 ori, 2 ori, 16. De 1, 16 de 8 ori. Da. Merge prin 1, prin 8. Prin 8. Care merge prin 2, ar zice, ca să fie tot spate pe 2. 2 în 4, 4. 4, ia prin 2. 2 în 2, ia prin 2. 1, 1. Așadar, 176 este scris ca fiind 2 la a 4, 11. 2 la a 4, 11. Pe 960 să descompunem. 960, iar că spui cât merge repede. 2 ori 5. 2 ori 5 deodată. 2. Și rămâne 96. Nu? 96 și merge iarăși. 48. 2. Da, prin 2, 48, prin 2, 24, prin 2, 12, prin 2, 6, prin 2, 3, și pe 3 îl scriu. Încât pe 960, îl vedem ca fiind egal cu 2 la 6, ori 3, ori 5. 2 la 6, cât e 6 ori între 2, 2 la 6, ori 7, ori 3, ori 5. Asta este 960. După care, să vedem pe cine? 225. 225. Pentru 5. Da, pentru 5. 45.
5 în 22 de 4 ori. 20. Ia 35. 9. 3. Și 1. Deci, prin 5, 45. Prin 9. Deci 45, 3, da? Cum, de ce prin 9? 9, 45, de câte ar merge? Nu prin 9, prin 5. Așa, dar prin 5 aici, da? 5. Da. Sau tu ai zis prin cât? Prin 5 aici, da? Prin 5. Și aici 9, 3, da? Atunci cât este 225? 5 la 2 ori 3 la 2. Văd? 5 la 2, da? Uh-huh. 3 la 2, 5 la 2. Și atunci hai să scriem. Fracția 110 supra 176 este egal cu? 176. Este egal cu 2 la 5. Deci este 2 la 5. 110 supra 176, da? 2 la 5. Deci 2 la 5, așa, unde vă spun 110? Unde avem? Acolo. E 2 ori 5, nu 2 la 5. Da, spune. Atenție, păi da. 2 ori 5 ori cât? Ori 11. Totul supra 176, care este? 2 la 4 ori 11. 2 la 4 ori 11. Și este egal 11 cu 11. 2 cu 2 la 4 și rămâne aici un 3. Și va fi egal cu 5 supra 2 la 3. Da? 5 supra 2 la 3. Deci, iată, ăsta este 110 supra 76, 5 supra 2 la 3. 960. 960 supra 225 este egal cu... Deci este egal cu 2 la 6, al vedeți sus, nu? Da. 960, 2 la 6 ori 3 ori 5, 2 la 6 ori 3 ori 5, supra 225, care e cât? 3 la 2 ori 5 la 2. 3 la 2 ori 5 la 2, și egal cu? 3 ăsta cu 3 la 2 și rămâne 1. 5 la 2 și rămâne 1. Și rămâne 2 la 6 supra 3 ori 5. Da? 2 la 6 supra 3 ori 5. În final, am reușit să vedem cele două exerciții, așa de așa simplificate. Dar, vedeți, noi putem face de simplificăm prin 2, prin nu știu ce, cât de așa. Dar la sus se descompune și în factor. Am să vadă dacă știm să facem descompunerea în factor. Odată am făcut asta, n-am făcut decât simplificăm un supra două puteri care au aceeași bază. Puteri bază este de exponenți, da? Bun. Altceva? Tot la exercițiu. S-a simplificat fracțiile astea pentru fracțiile să fie ori ireductibile. De simplificați. Simplificați fracțiile. Așa încât. O să fie așa încât să fie ireductibile. Deci, să nu se mai poate simplifica fracțiile. Da. Facem asta până când nu mai avem niciun divizor comun. Poftim? 110 supra 176. A, dar mi-a făcut. Deci, ce supra 2 la 3? Am făcut-o și, de fapt, este cât în final? Cât aș spune este asta? 5 supra 8, nu? Da. Cât 2 la 3 este 8. Deci, egal cu 5 supra 8. Așa asta este fracția ireductibilă. Și 60 supra 225. Adică, este vorba de 2 la 6, care înseamnă 8 ori 8, 64. Da? 64. Deci 2 la 3 face 8. Încă la 2 ori 64 ar fi răspunsul 64 supra 3 ori 5, 15.
Asta este ireductibilă. Deci, 110 spre 176 ajungi la 15 W, sau 960 spre 25 ajungi la 64 pe 15. Deci mai departe. 4. Calculați. A. 710 în paranteză. În paranteză. 712. Plus 320. 320. Tot în paranteză. Minus, în paranteză. 5 supra 24. 5 supra 24. Minus 0,1. Minus 0,1. E ca la facem parantezile. Parantezele. Da. Ce trebuie să aflăm la 12 și 20? Numitorul comun. Numitorul comun. Și unde va fi 12? Este egal cu 4 la 3. Da? 4 la 3. Care înseamnă 2 la 2. Ori 3. Pur și simplu. 20 cu cine este egal? Cu 2 la a 5-a. 2 la 5, a? Înseamnă 2 5 ori. 2 la 3. Cât ori cât fac? Cât ori cât fac? 2 ori 10 sau 4 ori 5, cel mai ușor. Da. Deci 4 ori 5, care înseamnă 2 la 2 ori 5. Și atunci, cel mai mic motivul comun va fi egal cu cel mai mic motivul comun va fi egal cu 2 la a 5, 2 la 4. Deci, de la 2. Deci, dacă ar fi, l-am luat cel cu exponentul mai mare, puterea cea mai mare. Dar aici amândouă putere sunt la fel, da? Deci 2 la 2. Ori 5. Ori 5. Și atât? Ori 3. Deci, cine va mai din 5, nu ești pe 3. Este iau și cine comuni. Se iau dintre cei comuni, cei cu puterea cea mai mare, și pe se iau toți cei necomuni. Deci nu numai pe 5. De ce e supărat de 3 și mânești cu el? Păi, să ne rămânim. Ai cum să rămânem, dar așa după. Deci faci că 4 ori 5, 20 ori 3, 60. Da? 60. Așadar aici, 60, împărțim prin 12, și amplificăm, deci nu fie taxa 60, dacă am învățit prin 12. Ia vedeți. De 5 ori. De 5 ori. Deci merge de 5 ori, 5 ori. 20, 5 ori 5, 5. Eu știam de dat că merge de 5, că eu cât e 60 și compuzim 2 la 2, adică 2 la 2 ori, 3 ori 5. Iar 12 înseamnă 2 la 2 ori 3. Urmâna, 2 la 2 ori 3 și rămâne 5. Da? 5 plus. La 20 cu câte amplifică la 20? Cu 3. Obligatoriu. 60 împarte la 3, 20, face 3 ori, amplificăm cu 3. Sau altfel, spune 2 la 2 ori 5, rămâne 3. Așa că voi fi apătoriți, fracție lungă, și pun pe 60. Și am să am 5 ori 7, 35. Plus 3 ori 3. Minus. De ce? Da? Plus 3 ori 3. Deocamdată am făcut paranteza. Și nu mai prin paranteza, pentru că rolul paranteza joacă singura linie fracție care am pus-o. Am prelungit-o. E de presă spre prin paranteză. Minus. Și iată o altă linie de fracție. Cum facem aici? Numitorul comun cât este? Păi cât e numitor dacă nu pune nimic aici? 140. E 1. Dar vrei să scrii pe 0,1 ca fiind 1 pe 10, da? Deci putem zice așa. Minus, mai continuăm un pic. 5 pe 24 minus 1 pe 10. Și acum, numitorul comun, tu spui că este 240. Oare nu e cam mult? N-o fi altul și mai mic?
Atunci hai să descompunem. Pe 24 lângă 4 să descompunem. Și 24 este egal cu... Ia descompuneți voi, dacă nu, vă gândiți câte ori cât fac 24. 3 ori 8. Deci egal cu 3 ori 8. Și egal cu 3 ori 8 de 8 de 2 la 3. Și atât. Am reușit, practic, să scriu pe 24 ca 3 ori 2 la 3. Și acum mă duc la 10. 10 cu cine este egal? Cu 2 ori 5. Deci 2 ori 5. Și ce bine e. Și atunci, cel mai mic lucru comun, da? Cel mai mic motiv comun va fi egal cu 2 la 3, ori 3, ori 5. 2 la 3, ori 3, ori 5. Da, ăsta e cel mai mic motiv comun, care înseamnă că de 200, nu-i 240, 2 la 3 face 8, ori 5, 40, ori 3, 4, ori 3, 120. Deci este 120. Ăsta e numitorul comun. Și deci vom avea, egal mai departe cu... Ia în parte, să împărțim pe 120 la 24. 120 la 24. Dacă puteți să spuneți cât face deodată, cine observă? 120 cu cine este egal? 24 cu cine este egal? Cu 3 ori 2 la 3. 3 ori 2 la 3 ai acoperit și rămas 5. Deci aici am făcut eu cu 5, iar în partea asta altă cu? Cu 3. 120 împărțit la 10. A, 12. 120 împărțit la 10, 12, sigur. Și atunci va fi egal cu prima linie de fracții, 35 cu 9 face? 41. 40 și cât? 41. A. Păi că noi mai trebuie un 1, mai făcut 10 și 30, 40 și a rămas 44. Atenți-vă cât e greșit la lucrurile astea banale. 44 supra 60 minus linii de fracții, adică înseamnă 25. Hai, vorbiți, vorbiți. 25 minus 12 supra 120. Supra 120 și este egal cu 4 cu... Putem simplifica fracția de 24 pe 30. Asta o putem simplifica prin cât? Prin 2. Și va fi cât? 22 supra 30. Eu cred că chiar merge prin 4. Cu 4 și 4 se împarte și 60 se împarte la 4 și face 15, da? Deci vine 11 supra... Cât ați spus? 15 supra 15. 15 minus din fracții. Deci 11 supra 15 minus 13 supra 120. 13 supra 120. Și egal mai departe cu... Ia să observăm aici. 120. Numitor comun este 120 și se împarte exact la 15. Ia vedeți dacă se împarte 120. Sigur că tu te gândi mai mare, așa? Dar trebuie să te asiguri dacă se împarte exact la 15. 120 dacă se împarte la 15. Merge de câte ori? Cam de câte ori gândiți voi? De 9 ori e mult, cred eu. Nu se împarte. Nu se împarte, nu? De câte ori încercat? L-am considerat de 50 ori 10, 150 minus 15. Dacă pui prin 8. Prin 8, de ce nu am merge? Ia să vedem. Merge, nu? Da. Cu 8 ori 5, 4, 10, acolo 1 și 4. 4, 8 și 12. Tu mai gândite să vă întâlnesc? Am făcut... asta cum se cheamă... le-am considerat... l-am înmulțit cu 10, mi-a dat 150, minus 15. Dar nu știu, ce rost are... care e raționamentul pentru că ai zis 150 minus 15? Ce e raționamentul? Ce e 150 minus 15? Ce-a avut în minte? Ca să nu vină mai ușor. Dar stai o clipă, că noi aveam de împărțit pe 150 la 15. Pe 120 la 15.
Zice, sunt 150 bărți, dar ce? Minus 15? Nu înțeleg aici. Deci tu n-ai niciun legătură cu scăderea asta. Păi, de fapt, 150 bărți, 120 bărți, dar 15 și punct. Ce face artificii de astea așa de, fără legătură, n-ai voie să faci așa. Atunci când vine aici, numitorul cum mi-a spus că este 120, am zis că mai cu 8, și o face de 88, nu așa bine, 18, 88, minus 13, totul supra 120. Și calculul final înseamnă cât? 75 supra 120. 75 supra 120, mai puteți simplifica prin cât aici? 5. Prin 5. Și ea cât face? 15 supra... Deci 15 supra 24. Da, am văzut așa, dacă se împarte exact 5 ori 4, 25. 24. Mai se simplifică prin ceva? Să facem e deductibilă. Nu mai merge prin nimic? Nu. Ia uitați-vă mai atent. Nu. Prin 3. Că 1 și cu 5 fac 6, 2 și cu 4 fac 6. Deci prin 3. Că și 15 și 24 se bate la 3. Și face 5 supra 8. Deci rezultatul final este 5 supra 8, că am ajuns la fracție ireductibilă în final, da? 5 supra 8 este fracția ireductibilă. Haideți să mai vedem o dată de la bun început. Ce n-a mers aici? De ce au fost greutăți? Tu trebuie să vorbești de Darius. Spune, acolo n-a mers, acolo n-a mers, n-a știut, acolo nu era clar dincolo, te rog. Da, nu era clar în tărul comun. Sigur. Deci neapărat trebuie să găsești un tor comun. 12 descompunem, 20 descompunem și din cei comuni, iată că nu știm multiplul comun, dintre cei comuni luăm cei puterea cea mai mare și luăm tot ce sunt necomuni. Dar dacă peste tot, dacă au fost 3 numere sau 4 numere, ne uităm cu atenție dintre cei comuni la cei puterea cea mai mare, iar tot ce e necomun, absolut totul trebuie luat. Așa, 60. Ăsta e cel mai număr care se împarte și la 13 și la 20. Sigur că putea să fie și 120, care este mai mare decât 60, e dublu. Dar noi vorbim de cel mai mic. Și are calitate. Că părți la 12 fac 5, părți la 20 fac 3. Pe urmă, un alt moment important, am scris pe 1 ca 1 pe 10. Și iar ne-am lovit din cel mai mic multiplu comun acesta. 24 descompunem, dar 3 ori 8 fac 24, e foarte simplu, și 10 de ori 5, și repede am găsit acolo exact cât și cum face. În ultima instanță, am ajuns să vedem că e vorba de cine? 44 pe 60, chiar să mai simplifică, și înseamnă 11 pe 15, minus asta, care e 13 pe 120, și iar suntem în situația de a face un mic multiplu comun între aceste două numere. Și 120, pentru că avem parte, se împarte la 15. Dacă nu descompuneam pe 15, descompuneam și pe 120. Și iar analizam, până când găseam cel mai mic număr care e atât de deștept, încât se împarte exact și la 15 și la 120. Și așa trebuie văzut la adunare și scădere, trebuie a face mai mic multiplu comun. Nu degeaba s-a făcut treaba asta mai înainte. Descompunerea s-a făcut. Pentru că asta e ideea ca să ne putem ajut sprijinirea acum pe cunoștințele de morcuri, să putem face așa ceva. Te rog, altceva? 2 supra 23. 2 supra 23. 3 supra 5. Deci 2 supra 23, 3 supra 5. Minus 2 supra 5. 3 supra 46. Deci, hai să o scriu deasupra, ca să se vadă mai bine. Deci avem, încă o dată avem. Spune-mi tu 2 supra 3, zis, nu? 2 supra 23. 2 supra 23. 3 supra 5. 3 pe 5. Minus 2 supra 5. Minus 2 pe 5.
Ori 3 supra 46. Ori 3 supra 46. Și e dat unul. Da. Fă-ți planul de lucru mai întâi. Uite de multă atenție și spune ce operație ai acolo de lucru. Înțeleg. Avem mulțiri și trebuie să-i faci pe cele întâi. Și cum se mulțesc două fracții? Numitor cu numitor și numărător cu numărător. Deci numărătorii între ei și numitorii între ei. Dar înainte de a face mulțirea, facem să fie foarte atent să facem simplificare. Aici nu este nicio simplificare. Nu avem nimic de simplificat, fiindcă 23 număr prim, 3, 5 aici și n-am ce avem nimic. În partea asta a venit cu privirea. Ce părere are în partea deci, ne simplificat de cu 46. 2 cu 46. Se simplifică 2 cu 46 printr-un cât, Ștefania? Printr-un 2. Și o să avem 1 sus și 23. Și atunci o să facă egal cu indicații. Cât face 2 pe 23 ori 3 pe 5? 6 supra 115. Minus 3 supra 115. Păi, și înainte. 3 supra 115. Și ce fapt avem, că avem același numitor, și atunci spunem o singur numitor cu 1115 și 6 minus 3 egal cu 3. Ia să vedem dacă aceasta se mai simplifică. Prin cât s-ar putea simplifica? Prin 3. Prin 3. Sus prin 3, gata, se vede, dar jos. Jos nu, că 5 cu 2 fac 7. Vezi? Este ireductibilă, gata. Deci nu avem ce face, nu se mai poate simplifica. Deci așa e viața. Ia să vedem alte. Pentru alta. Ce? 30, deschideți paranteză. Da. 36 supra 13. 36 supra 13. Împărțit la 4. Da. Deschide paranteza. Împărțit la, deschideți paranteză, 5 supra 26. 5 supra 26. Împărțit la 7 supra 36. 7 supra 36. Deschide paranteză. Paranteza. E calcul, da? Da. Ce trebuie să facem la exemplu? Cum ar trebui și ce să facem paranteze. Deci fiecare paranteze, da? Cum se împart două fracții? Prima cu a doua inversată. Deci mulțim prima cu a doua inversată. Aici puteți să vă înțelegi primul 1. Și atunci o să spunem că este 36 supra 13 ori 1 supra 4 împărțit la ia să văd mai departe. Împărțit la 5 supra 26. Punem în paranteză, că așa a fost spus de autor, deci respectăm. Împărțit la 5 pe 26. Înmulțit cu 36 supra 7. Și este egal cu, ia să vedem, 36 supra ars. Ce putem face acolo? Simplificăm 36 cu 4. Da. Și bine.